Dăm slavă lui Dumnezeu pentru această sfântă și binecuvântată zi. Din rostirea Hrisovului așezat în piciorul Sfintei Mese, precum și din cuvântul Părintelui Paroh, am cuprins puțin cu mintea noastră istoria zidirii acestei biserici. Clipe frumoase, clipe dificile, momente de avânt sau momente de stagnare, toate fac parte din viața zidirii unei biserici, cum fac parte din viața fiecăruia dintre noi. Dar acum, la sfârșit, cu certitudine că Părintele și dumneavoastră vă amintiți numai de clipele frumoase. Pentru că cele rele să se spele, cele bune să se adune. Și la un moment precum acesta, cele bune sunt înmănunchiate ca un dar binecuvântat adus lui Dumnezeu, un dar binecuvântat pe care Dumnezeu îl face parohiei acesteia dumneavoastră. De aceea se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pentru această sfântă zi. Întrebându-ne, poate, de ce zidim și înfrumusețăm Sfintele Biserici. Sfântul Apostol Pavel, în epistola sa către Filipeni, care s-a rostit astăzi, ne spune că Dumnezeu Tatăl, cu iubire mare, iubește lumea în Iisus Hristos. Ne spune că Dumnezeu ne-a făcut vii în Iisus Hristos. Spune Sfântul Apostol Pavel că Dumnezeu Tatăl ne-a ridicat din căderi prin Iisus Hristos. Dumnezeu Tatăl ne-a zidit pe noi în Iisus Hristos. Toate sunt cu El, prin El și pentru El, pentru Hristos Domnul. Dar unde trăim noi cel mai adânc, mai înălțător și mai cuprinzător această taină a iubirii lui Dumnezeu prin Iisus Hristos? Unde simțim noi că Dumnezeu ne face vii prin Iisus Hristos? Care este locul unde Dumnezeu ne ridică și ne zidește? Preasfințitul Episcop Marcu ne-a amintit că toate acestea se fac prin citirea Sfintei Scripturi, prin rugăciune, prin spovedanie și mai ales prin dumnezeiasca Euharistie, care se săvârșește în biserici. Se săvârșește în biserici sfințite, cu toate cele pe care le-ați văzut în dimineața aceasta, cele din jurul bisericii și cele mai ales din Sfântul și Dumnezeescul altar, Sfânta Masă, prelungirea mormântului Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea zidim biserici, ca adunându-ne cel puțin o dată pe săptămână, participând la dumnezeiasca liturghie, să simțim iubirea lui Dumnezeu revărsată prin Iisus Hristos asupra noastră, prin care suntem făcuți vii, ne ridicăm din căderi și ne zidim duhovnicește. Dumnezeu să aibă în grija sa pe Părintele, familia sa frumoasă,
pe dumneavoastră, familia cea mare a parohiei și pe toți cei care v-ați adunat din diferite zone pentru a participa la această sfântă și frumoasă zi. Arătăm mulțumirea noastră și printr-un semn smerit, un simbol al recunoștinței Sfintei Mitropolii pentru toată strădania Părintelui și pentru toată strădania dumneavoastră.